Laura, destul de afectată din cauza Antoniei, pentru că aceasta l-a ales prima pe Cristian și doarme împreună cu el. Era în baie Laura, a intrat Cristina și Cristina o întreba pe Laura până la urmă împreună cu cine dormi și Laura s-a enervat și spunea că ea a zis Cristian în sus, Cristian în jos, însă s-a oprit sunetul, nu s-a mai auzit ce a continuat. Laura, dar probabil la asta se referea că a fost ales și de Antonia. Destul de enervată Laura în acel moment, s-a șters pe mâini după ce s-a demachiat, a aruncat șervețelul la coș, a zis ceva către camere, însă sunetul era oprit și nu am înțeles. Se tot plimba prin baie, se ducea spre dușuri, se întorcea, era destul de afectată, cred că și vorbea în timpul ăsta, însă sunetul era oprit. A ieșit din baie la un moment dat, s-a întors înapoi și cu sunetul oprit se vedea după mimica ei spunând spre camere să nu o mai urmărească, pentru că erau camerele numai după ea. A început să râdă și a dat și ea seama de situație și spunea către camere nu mă mai urmăriți ceva de genul acesta.